Știai că somnul are un rol important pentru menținerea sistemului imunitar? Rămâi alături de mine ca să afli cum îl putem întări, mai ales acum, când ușor-ușor intrăm în sezonul rece. Eu sunt Cristina, farmacist Dr. Max și întotdeauna caut modalități de a avea grijă de cei din jur. Iar astăzi îți voi oferi câteva sfaturi utile, tocmai bune pentru toamnă și pentru a preveni recelile și alte afecțiuni. Hai cu mine să-ți arăt câteva produse! Dacă vorbim despre alimentație, consumă alimente bogate în antioxidanți și nutrienți, precum fructe, cele de sezon, mere, pere, gutui, portocale, lămâi, legume ca pătrunjelul, spanacul, brocoli, conopidă. Fructele și legumele, bogate în vitamine și minerale, ajută la întărirea sistemului imunitar. Acestea furnizează organismului nutrienți esențial necesari pentru a lupta împotriva infecțiilor și pentru a combate virusurile și bacteriile care pot provoca neplăceri. De asemenea, cerealele integrale precum ovăzul, quinoa, au efecte pozitive asupra sistemului imunitar prin creșterea cantității de fibre din dietă. Vitamina C, ca aport suplimentar, putem să-l adăugăm și din suplimente. De exemplu, Dr. Max Immunoacut, care conține vitamina C în concentrație mare, zinc și echinacea, cu o tehnologie specială de eliberare treptată. Cele trei ingrediente, în concentrații optime, contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și a celui nervos și ajută la reducerea oboselii și extenuării. Un alt factor pentru întărirea imunității îl reprezintă somnul. Privarea de un somn regulat sau de calitate afectează sistemul imunitar și te poate predispune la răceală sau gripă atunci când ești expus la virus. Pe timpul nopții, organismul produce un hormon foarte bine cunoscut și anume melatonina. Din fericire, în prezent putem să adăugăm în alimentația noastră suplimente care conțin melatonina, ca de exemplu melatonină comprimate Dr. Max. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că melatonina este și un antioxidant și un regulator imunitar care, pe lângă faptul că inhibă stresul oxidativ, echilibrează răspunsul imun născut. Un alt factor care determină scăderea imunității îl reprezintă stresul. Zgomot, agitație, presiune, aglomerație, temperatură prea ridicată sau prea scăzută, zile mohorâte sau prea însorite pot fi factori pentru unii sau alții care la un moment dat pot deveni stresanți. Ce poți face? Activitățile plăcute și relaxante, hobby-urile, timpul petrecut alături de cei dragi, sportul pot ajuta la reducerea stresului. De asemenea, putem introduce în alimentația noastră și suplimente pe bază de magneziu. Magneziul este un element nutritiv pentru organismul nostru, iar alături de calciu, fosfor, potasiu și sodiu, devine unul dintre cele mai importante minerale de care corpul are nevoie în vederea unei funcționări optime. Un exemplu îl reprezintă magneziul Dr. Max în concentrație de 375 de mg comprimate efervescente. De asemenea, contribuie la menținerea sănătății psihice, la funcționarea normală a sistemului nervos, susține echilibrul electrolitic și menține sănătatea sistemului osos, al dinților și cel muscular. Sper că aceste recomandări sunt de folos și sunt sigură că voi pune câteva dintre ele în aplicare. Dacă mai ai întrebări legate de acest subiect, te rog să mi le lași în comentarii și îți voi răspunde. Colegii mei din farmaciile Dr. Max te pot ajuta și ei, deci nu ezita să le ceri un sfat sau o recomandare pentru ce te supără.